Bună, drag prieten, bine ai venit în bucătăria mea dulce. Eu sunt Anita, iar azi o să facem împreună un cheesecake Kinder Bueno, foarte delicios și cremos. Pentru prepararea lui vom avea nevoie de următoarele ingrediente: 200 de grame de biscui simpli, 100 de grame de unt cu 82% grăsime și 10 grame de cacao. Începem prin a zdrobi biscuiții. Eu voi folosi acest aparat, voi dacă nu aveți, îi puteți băga într-o pungă și îi zdrobiți cu ajutorul unui sucitor. Adăugăm cacao peste biscuit și untul pe care l-am topit în cuptorul cu microunde și omogenizăm bine. Voi folosi această formă de silicon detașabilă cu diametrul de 25 de cm. Tava va intra în stoc la începutul lunii aprilie și o veți putea comanda de pe site-ul meu anitacooking.ro. Vom tapeta tava pe margini cu folie de aseitat. Această folie vine împreună cu tava. Turnăm compoziția în formă, iar cu ajutorul unui pahar nivelăm bine și băgăm tava în frigider, timp în care ne vom ocupa de cremă. Pentru prepararea cremei avem nevoie de următoarele ingrediente: 250 de grame de ciocolată Kinder, 500 de grame de cremă de brânză Philadelphia, 400 de ml de smântână pentru frișcă, 8 batoane de napolitane cu ciocolată Kinder, 100 de grame de zahăr pudră și o linguriță de esență de vanilie. Începem prin a tăia batoanele de napolitană, după care le rezervăm. Ciocolata Kinder o topim în cuptorul cu microunde și o lăsăm să ajungă la temperatura camerei. Punem crema de brânză în bolul mixerului, cernem zahărul pudră peste ea, adăugăm și esența de vanilie și începem să mixăm. Crema de brânză a mixat-o până s-a încorporat cu zahărul și adăugăm smântâna pentru frișcă peste ea. Aveți grijă să nu depășiți timpul de mixare. Când adăugăm ciocolata, frișca nu trebuie să fie foarte mixată. Adăugăm și batoanele de napolitană și le încorporăm cu ajutorul unei spatule. Punem crema peste blatul de biscuit și nivelăm bine. Lăsăm tortul în congelator timp de 30 de minute, timp în care ne ocupăm de glazură. Pentru a prepara glazura avem nevoie de următoarele ingrediente: 150 ml de smântână pentru frișcă, 150 g de ciocolată cu lapte și 30 de grame de unt. Peste ciocolata ruptă bucățele, turnăm smântâna pentru frișcă și o topim în cuptorul cu microunde. La final adăugăm untul și omogenizăm. După ce glazura a ajuns la temperatura camerei, glazurăm tortul și îl lăsăm la frigider timp de o oră. După cum vedeți și dumneavoastră, tortul a rămas perfect. Dacă mai este nevoie, îl putem finisa cu ajutorul unei spatule. Pentru decor am folosit duza numărul 2D din setul meu de duze și frișcă. Cantitățile o să le las în descriere. Este un cheesecake cremos și foarte delicios. Cu siguranță nu o să dați greș dacă vă hotărâți să îl încercați.
Îți mulțumesc că ai fost alături de mine. Dacă ți-a plăcut rețeta mea, nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube. Voi urca în fiecare vineri o rețetă nouă. Dacă îți place bucătăria, te aștept cu drag în grupul meu de Facebook Rețete Culinare Împreună Anita Cooking. Până la următoarea rețetă, îți doresc toate cele bune. Pa, pa!